sportul românesc a ajuns dependent de autoritățile locale, acolo unde nu există implicare locală, lucrurile se cam termină. Continuând tradiția de 15 ani, Consiliul Județean Timiș, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș, a organizat și în acest an festivitatea de premiere a sportivilor timișeni medaliați la competițiile internaționale și naționale în anul 2016. Premierea a fost efectuată de către vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Traian Stancu, deputatul Călin Dobra, precum și de reprezentanții Direcției Județene pentru Sport și Tineret Timiș, directorul executiv Adrian Tal și inspectorii Daniel Leca, Cătălin Frățilă și Mario Ghica. Având în vedere ultimele performanțe unice obținute de dumbrăvițeanca noastră Adina Diaconu, topul olimpic 2016 s-a modificat, astfel că vedeta secției de tenis de masă de la ACS a urcat pe prima poziție a podiumului împreună cu atleta Adelina Pastor și luptătorul Ivan Guidea, obținând titlul de sportivul anului 2016. Desigur, nu au rămas nepremiați nici antrenorii sportivilor, astfel că Nicoleta Husar a obținut titlul de antrenorul anului 2016, ACS Dumbrăvița intrând într-un cerc select al cluburilor sportive cu performanțe deosebite. Premiile însă nu s-au oprit aici pentru dumbrăvițencele noastre. În prezența primarului Victor Malac și a viceprimarului Arpad Micloș, campioana națională, participantă în cupele europene, a fost declarată echipa anului la individuale. O surpriză a fost răsplata nesperată pentru antrenorul emerit Ilie Uță de la ACS Dumbrăvița, pentru promovarea și dezvoltarea șahului în mediul rural. În mod evident, nu au fost uitați nici cei de la automobilism. Marius Giurisic, Victor Nog, Sergiu Tirla, precum și echipa ACS Dumbrăvița condusă de Balaj Nog, au fost premiați pentru performanțele obținute pe plan național și internațional. Adina, anul trecut, pe vremea asta, vorbeam aici la topul sportivilor. Ce ai reușit să obții din ce ți-ai propus anul trecut? Mi-am reușit să mențin titlul de la europene, de la simplu, titlul de la echipe, la fel ni l-am păstrat de anul trecut și în plus au apărut aceste două foarte importante medalii pe finalul anului, aur la campionatul mondial de juniori din Cape Town la dublu fete și bronz la individual și eu cred că mi-am încheiat acest an foarte bine. Anul trecut sperai puțin și la Olimpiadă. Cum e? E un minus că nu ai reușit sau nu regreți acest lucru? Nu este un minus deloc pentru că noi aveam echipa completă. Senioarele noastre sunt foarte bune. Eu sunt încă mică și ele au mult mai multă experiență. Eu am înțeles acest lucru, nu am fost deloc dezamăgită pentru că era o mare surpriză să mă calific la Olimpiada aceasta, dar eu mi-am dorit, bineînțeles. Iar acum scopul meu este peste 4 ani să fiu la Tokyo. Ai câștigat aurul în Africa de Sud. Cât de mult ridici ștacheta cu acest titlu? Foarte mult, mai ales pentru că este totuși un titlu mondial pe care nu-l obține multă lume. Este și primul titlu din Europa în proba de dublu. Noi suntem foarte mândre că am reușit să aducem acest titlu pentru România pentru prima dată și sperăm să menținem ștacheta acolo sus. Pentru 2017 ce ți propui? În 2017 se va desfășura și primul campionat european de tineret. Va fi prima ediție în Rusia, unde voi participa și acolo se va desfășura simplu și dublu fete. Îmi propun să joc cât mai bine, să obțin o medalie la simplu și la dublu, acum că suntem și campioane mondiale. La europene îmi propun minim o medalie de aur pentru a intra fi pe primul loc în topul sportivilor cu cele mai multe medalii de aur la campionatul european. Și la mondial îmi doresc, de ce nu, un rezultat asemănător ca acesta, dar va fi foarte greu.